Bine v-am regăsit la 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Sunt Valentin Giurici, împreună cu Narcis Vlașin, dorim să vă îndemnăm la rugăciune pentru cei care au nevoie de Hristos. Mă gândeam că a trecut aproape un an de când ne-am întâlnit în forma aceasta și mă gândeam la cât m-am rugat eu sau la cât ne-am rugat noi, la cât am arătat dragoste față de musulmanii de lângă noi sau mai de departe în această perioadă. Vă încurajăm ca în aceste 30 de zile să fiți alături de noi pentru a ne ruga, pentru a cunoaște mai mult și pentru a ne ruga pentru lumea musulmană. Narcis, mă gândeam, mai este nevoie, iată, sunt câțiva ani de când noi avem această rubrică despre rugăciune pentru lumea musulmană, mai este nevoie să ne rugăm pentru musulmani? Cu siguranță. Sunt încă foarte mulți creștini care nu cunosc aproape nimica, nici nu se roagă pentru musulmani și pentru că nu i-au întâlnit. Sunt puțin, poate unul dintr-o sută de creștini care au un număr de telefon a unui musulman în agenda lor și poate sunt cunoștințe așa de afaceri sau de diferite alte medii, dar foarte puțin creștini poate pot să spună că sunt prieteni adevărați cu un musulman. De ce ne rugăm în această perioadă a Ramadanului pentru musulmani? Poate unii spun, noi suntem creștini, noi nu ținem Ramadanul. Nu ținem Ramadanul. Ramadanul este o lună de post pe care musulmanii o țin în fiecare an, 30 de zile, în timpul zilei. Nu mănâncă nimica de dimineață când apune luna, până seara când răsare luna. Ei nu bagă absolut nimica în gură. Fac o rugăciune, se numește rugăciunea de închidere a gurii. De dimineață și seara rugăciunea de deschidere a gurii, nici țigară, nici apă, nici gumă de mestecat, absolut nimica. Pentru că la ei postul, să zic, este oarecum comasat. 30 de zile sunt în fiecare an, plănuite pentru fiecare musulman să se roage. Deși foarte puțini, statistica spune că 4% dintre musulmani țin postul așa cum scrie la carte în fiecare an. Dar interesant este, apropo de întrebarea ta, că în această lună a Ramadanului, e ca o luna martie cum ar fi la noi sau luna septembrie, da? E o lună oarecare în calendarul islamic, în această lună, în aceste 30 de zile, se întorc la Hristos mai mulți musulmani decât în toate celelalte 11 luni ale anului. Deci este o luptă spirituală profundă care se dă în aceste zile, de aceea creștinii simt că trebuie să se roage pentru musulmani, în special în perioada aceasta. Oare ce ar mai trebui să știm acum cum să ne pregătim pentru această lună de rugăciune? Trebuie să ne înarmăm cu bucuria de a mijloci pentru seminii noștri care nu au șansa, cei mai mulți dintre ei, vreodată să audă numele lui Hristos într-un sens pozitiv, să audă explicate Evanghelia pe înțelesul lor, în limba și în cultura lor. Vor fi locuri pe care le vom aminti și grupuri etnice despre care vom auzi, despre care n-am auzit niciodată, sau în care nu vom avea șansa niciodată să fim, dar le putem, uite, atinge prin rugăciunea noastră pentru ei. Vă așteptăm mâine, 18 martie, la începutul acestei perioade de post, de rugăciune pentru lumea musulmană. Dar haide chiar acum să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. Tatăl nostru, mulțumim pentru ocazia aceasta de a petrece o lună, 30 de zile în rugăciune pentru lumea musulmană. Ne gândim la așa de mulți musulmani, 1.700.000.000 care nu te cunosc pe tine și cei mai mulți nu au șansă să te cunoască pe tine pentru că nu este cine să le propovăduiască. Ne rugăm în primul rând pentru ei să li te descoperi prin cuvânt, prin miracole, prin oameni care să se întâlnească cu ei, prin media creștină, și te rugăm să-i atingi cu Evanghelia ta. Mulțumim pentru oameni din toate părțile lumii care în această vreme mijlocesc pentru musulmani și așteptăm să vedem tot mai mulți musulmani care se întorc la tine în anii care vin. Amin. Amin.
Te așteptăm așadar mâine la începutul unei perioade de rugăciune pentru lumea musulmană. Dumnezeu să se îndure de noi toți!